pentru că românii vor plăti mai mult pentru ieșirile la restaurant. Unul din trei patroni din industria ospitalității declară că intenționează să majoreze prețurile în 2021 pentru că și costurile de producție sunt tot mai mari de când energia electrică, combustibilii și alimentele s-au scumpit. Acum, mâncarea gata preparată este accesibilă românilor mai degrabă la cantină decât la restaurante. Mulți dintre români spun că vor fi nevoiți să rărească ieșirile la restaurant dacă meniul se scumpește. Pentru cei care oricum luăm masa în oraș destul de des, o creștere de 20% a prețurilor nu este foarte descurajantă. Patronii din industria ospitalității nu mai fac față cheltuielilor și vor să majoreze prețurile până la sfârșitul anului. Cred că din iarnă vor fi scumpiri de undeva între 10 și 20% cel puțin, pentru că nu facem față cheltuielilor. Încercăm să dăm oamenilor de muncă, să aducem oamenii înapoi în Horeca. Estimăm o creștere de sub 10% a prețurilor de vânzare a produselor noastre. Costurile noastre au crescut de la utilități, energie electrică, gaze, apă. Suntem în momentul de față într-o situație extrem de delicată pentru că marja a scăzut extrem de mult. Românii cu venituri modeste vor ajunge și mai rar la restaurant dacă localurile majorează prețurile. Ce înseamnă pentru români o scumpire de 10-15% a meniului la restaurant? Foarte mult, oricum era mult. E greu pentru noi și pentru înșii. Nu mai permitem. Cine nu are, stă acasă, cine are, iese, consumă, asta e. O să fie mai greu pentru cealaltă clasă, să zicem, care sunt mai de jos, care oricum, după părerea mea, nu se duceau niciun restaurant. Nici acum nu e la îndemâna oricărui român să ia masa des la restaurant. Un prânz în Mamaia costă 60 de lei, fără a pune la socoteală și băuturile. Dacă înmulțim cu 3 mese pe zi, ajungem la o cheltuială de circa 200-300 de lei pe zi pe mâncare, cam cât ne-ar costa să achităm facturile la energie electrică și la gaze pe timpul verii. Pentru prânz la un restaurant respectabil din stațiunea Mamaia am ales un borș de pește cu mămăliguță și ardei iute, iar prețul unei porții ajunge la 19 lei. Cafelul 2, șeful ne-a recomandat un crab prăjit cu mămăliguță și mușdei, iar prețul unei porții este de 41 de lei. Însă prețurile sunt ceva mai accesibile la cantine. La prânz e aglomerație mare la autoserviri, spre exemplu cei care iau masa aici se orientează în primul rând către o ciorbă sau o supă de legume pentru care plătesc 12 lei. Iar dacă vor să servească și felul 2, vor plăti 7 lei pentru o porție de cartofi prăjiți și încă 15 lei pentru 100 de grame de piept de pui. Industria hotelurilor și a restaurantelor a fost puternic afectată de pandemie. Anul trecut, vânzările din acest sector s-au înjumătățit, în timp ce profitul a scăzut de 4 ori față de anul 2019.